Să știți că mai avem ceva de sărbătorit la început de septembrie. Miercurea viitoare, pe 11, la ora 9:30 seara, începe sezonul 11, Visuri la Cheie. Ce ne așteaptă, ne spune chiar acum, Dragoș Bucur! Bine venit, Dragoș! Bine, te-am găsit! Am mai dat noroc odată, da, dar să dea bine la cameră. Să dăm pentru posteritate. Uite, nici nu te-au văzut. Deci am observat. V-a făcut Dragoș cu mâna, nu l-ați văzut, ei sunt acolo, mănâncă. Ia fermeca pizza. Sunt absorbiți. Dragoș, i-am spus și eu înainte că l-am văzut în spatele cameră. De fapt, i-am făcut semn, arăți foarte bine. Ce fai? Ia uite că vine. Pizza e pizza, știi cum e, da? Bine ai venit, te pupă. Da, mulțumesc. Păi am schimbat ceva la mine, de fapt nu la mine, ci în echipa mea. Astăzi am avut un make-up artist nou, care m-a făcut să arăt mai tânăr cu 15 ani. Cine a fost make-up artistul tău? Serios? Că e cineva că la început de drum, dar foarte talentat. Ah, ok, deci poate să fie make-up artistul vedetelor la un moment dat, nu? Da, așa cred. Se poate, ar trebui să ne faci și nouă cunoștință. La un moment dat, de ce nu? Poate cine știe, poate vrem și noi. Poate vrem să cunoaștem. Nu putem să, sigur, nu... Ba da, uite, hai să zic care-i treaba. Ai zis că începe sezonul 11, Visuri la Cheie. Da. Chiar pe 11. Și aș vrea să spun un lucru care e știut, dar cred că oamenii nu-i acordă suficientă atenție atunci când vorbim despre emisiunea asta. Toată lumea știe că Visuri la Cheie face case. Și atât. Bun. Eu aș vrea să scot un pic în evidență o altă latură a emisiunii noastre. Și anume faptul că emisiunea asta nu doar construiește case și chiar încearcă să... nu neapărat să realizeze, dar să-i ajute pe oamenii din familiile pe care le ajutăm să-și ducă la bun sfârșit visele. În sezonul ăsta avem o familie cu doi copii extraordinari, Maria și Andrei. Și s-a întâmplat ceva trist și în același timp foarte emoționant. Înainte să se ducă mama lor, le-a spus că cea mai mare dorință a ei este ca cei doi copii să-și ducă la bun sfârșit visurile. Andrei, băiatul mai mare, își dorește să ajungă fotbalist, iar Maria, fata mai micuță, își dorește să fie make-up artist. Bună, e Maria! E acolo, în spatele camerei? Ia-i acolo. Maria, hai vino tu puțin lângă mine! Maria, hai vino aici lângă noi! Colegi, o aplaudăm și noi. Cum se primește un om în platou, vorbește lumea? Bună, Maria! Bună! Eu sunt Șuru. Eu, Maria. Bună! Bună! Ea este make-up artistul care m-a machiat astăzi și eu... Eu mă gândesc că poate undeva, așa, un pic, ziua de astăzi înseamnă o cărămidă în realizarea visului ăsta al tău de a deveni make-up artist. Eu zic că a făcut foarte bine ce a făcut, nu? Maria, te rog să-mi spui ce ai folosit așa, ce instrumente. Că l-ai dat cu o pudră? Da. Așa, și cu blush? Sau nu? Nu, nu. Nu ai dat cu blush, nu? Dar crezi că are nevoie de puțin blush și acum în obraj, așa? Ca să fie mai îmbujorat? Da, el are. Se pare că e machiat bine. N-ar merge puțin să-i mai scoți din roșiața asta de pe obraz? Eu am o problemă cu roșiața în ultima vreme și, sincer, chiar mi-ar trebui cineva să mă ajute. Am o problemă cu roșiața aici, în obraj. Dacă vrei să... Dacă tu ești aici și ești dispusă să mă ajuți, eu aș putea să fiu modelul tău. Vrei? Gândește-te ce înseamnă, mă chezi în direct. Te văd milioane de oameni. Încercăm? Avem... ce ne trebuie? Avem o trusă aia pe care a folosit-o mai devreme, Maria. Perfect. Ia, uite, aduce Vlad acum. Maria, te rog frumos să mă ajut. Deci, problema asta a mea... Hai, Maria, hai, mult vine aici. Ia. Profită, hai. Eu stau așa, dar stau aici, rămân pe fotoliu. Ok. Păi, eu zic să găsim un nume pentru ce faceți aici. Ar trebui să fie prezentator la cheie. Sau cum să zicem acum. Așa, bun. Maria, poți să și să spui ce-mi faci acum? Cu ce ar trebui să-mi dai? Cu o pudră și cu... Hai să luăm o pudră și să vedem. Și cu un disc din asta sau cum? Cu ce se face? Cu ce se... Ce folosești? Pensulă. O pensulă? Pensulă? Ai pensule acolo? Da. Așa. Deci acum stai așa. Intră make-up artistul.
profesionistul intră în scenă. Așa, bun, avem știi o pensulă. Ce te rog? Să nu-l faci foarte tânăr, că am auzit mai devreme că el are 42 de ani. Da, 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 mă țin și mă țin bine pentru 42. Dacă-l faci prea tânăr, o să ne eclipseze pe toți de aici din platou. Deci fă-l doar așa, cam la jumătate, bine? Așa, ia, vin aici lângă mine. Și uite, cât timp mă machiază Maria Dragoș, poate ne spui tu la ce să ne așteptăm un nou sezon Visul la Cheie. Așa, așa. Așa cum spuneam, ne-am propus ca anul acesta să scoatem mai mult în evidență această latură a emisiunii noastre. Ne dorim să-i ajutăm pe cei din familiile cărora le refacem casele să-și ducă la bun sfârșit visele. O să fie un sezon în care o să vedem mulți copii care au visul și vor să și le împlinească. Eu la asta mă aștept. Da. Acum da. Că e și Maria aici. Și e foarte adevărat că focusul emisiunii noastre este în special pe copii și pe familiile care au copii. Pentru că, așa cum vorbeați mai devreme de școală, de educație, de cum formezi generațiile, de aici pornește, de la copii. Dacă nu te concentrezi pe viitorul lor, eu cred că toată țara se duce de râpă. Așa. Și aici sunt discuții foarte multe care trebuie să ne concentrăm în direcția bună, nu în direcția impusă. Stai, sau... Eu nu pot, deci te uiți prea profund în ochii mei și acum m-au luat toate mușcările de părinte, ce n-am făcut bine, ziceam să mă gândesc la toate deciziile. Încercăm să facem că nu suntem perfecți. Nu, dar așa e, ai mare dreptate. Ai vorbit foarte frumos despre fata ta și despre cum te implici în educație, chiar dacă are, cât ai zis, 8 gume de mestecat și... Da, pare, de șters era. De șters, și pardon, de șters. Da. Dar n-are nimic, mie mi se pare normal să ai 8 gume de șters. Nu de alta, dar pierde una sub pat, una... Da, le-are pe toate 8, dar nu chiar le are. Cum e? Stați un pic, că eu cred că am terminat machiajul aici. Deci cu ce mi-ai dat? Cu două tipuri de pudră? Una mai închisă și una mai deschisă. De ce? Că de pudră, n-auzi. A trebuit să... Nu, de pudră. Este o lecție pe care a primit-o astăzi de la un alt make-up artist, de la Flori. I-a spus să combine culorile ca să iasă tonul potrivit. Ce frumos. Sunt colegi, vreau să aud din cască, vreau să aud din regie dacă sunt bine. Sunt mult mai bine? Sunt mult mai bine, bravo! Bravo, Maria! Uite, bravo, poți să iei acolo lângă Dragoș. Dragoș, spune-mi, cum te schimbă pe tine sau cum te-au schimbat până acum experiențele de la Visul la Cheie? Ai trăit atâtea sezoane, atâtea povești. E foarte greu să vorbesc despre asta, nu pentru că n-am ce să spun, dar pentru că se întâmplă de atât de mult timp, așa cum ai zis tu, al 11-lea sezon, încât schimbările sunt mici, numai că fiind pe distanță lungă ajung de fapt foarte mari, știi? Și nici nu mi-amintesc exact, vorbeam cu Petcan, cu regizorul mai devreme, și zicea că el are senzația că sezonul ăsta parcă e mai mult pe sentiment și că colaborăm mai bine și că ne concentrăm mai mult pe nevoile oamenilor sufletești și mai puțin materiale. Și da, probabil că m-a schimbat în direcția asta. Sunt mai atent la nevoile oamenilor și din jurul meu, nu doar din cadrul emisiunii. Asta mi se pare foarte frumos și cred că ne schimbă pe toți emisiunea asta. De fiecare dată când ne uităm, poate la finalul fiecărei emisiuni suntem un pic mai empatici. Știi ce s-a întâmplat? Ieri am filmat o predare, cum îi zicem noi, adică momentul în care familia își vede casa. Nu, momentul în care cunoaștem familia și aflăm despre trecutul ei. Și am cunoscut o familie căreia comunitatea a ridicat casa. Adică se întâmplă schimbările astea. Românii ajută pe bune. Ajută cu bani, ajută cu timp, ajută cu energie și aș vrea să cred că undeva, măcar acolo, e și meritul emisiunii Visuri la Cheie. Un pic din mentalitatea noastră, românilor, poate s-a îmbunătățit. Vă mulțumim mult de tot pentru ce faceți. Maria, ți-a plăcut la noi? Da. Da, ți-a plăcut? Îți mulțumesc eu foarte mult. Astăzi o să fiu machiat de tine. Aș să rămân așa, machiat by Maria. Și îți mulțumim și sperăm să te mai întorci aici. Poate cine știe, la un moment dat o să... Uite, și pe Liria ai putea să eu machiez. Eu sunt următoarea persoană pe lista, da? Mariei. Știi, ai vrea? Dacă vrei, poți să știi. Asta e foarte important. Mulțumim frumos, Dragoș, mulțumim, Maria. Mulțumim și noi. Voi nu uitați, miercuri, 11 septembrie, de la ora 21:30, începe sezonul 11, Visul la Cheie, să nu cumva să-l ratați. Noi acum ce facem, colegi? Păi noi avem pizza în față, nu știu, tu treaba cineva vrea să mănânce, așa că trebuie să luăm o pauză.
Am înțeles, ca să mănânce colegii mei, luăm o scurtă pauză de publicitate.